Genomul românilor este în proporție de 50 până la 60% de origine slavă, procent asemănător cu cel înregistrat la vecinii noștri balcanici din Bulgaria și Croația, relevă un studiu complex realizat de oamenii de știință din mai multe state. Cercetările inovatoare privind ADN-ul care acoperă Bulgaria, Macedonia de Nord, Serbia și România, Albania și Grecia au dus la descoperiri izbitoare despre structura genetică a populațiilor din Balcani. Studiul realizat în colaborare de oamenii de știință din Serbia, Spania și America aruncă o lumină clară asupra prelevanței genelor slave în regiune. Conform descoperirilor raportate de Agenția Sârbă, bulgarii, românii și croații prezintă cea mai mare concentrație de gene slave, variind între 50 și 60%. În schimb, grecii au cea mai scăzută prezență de a moștenirii genetice slave, cu procente cuprinse între 4 și 20%. Obiectivul principal al studiului este de a prezenta continuitatea trăsăturilor genetice dintre locuitorii moderni din Balcani și populația antică care datează din epoca bronzului, reflectând asupra schimbărilor genetice ale populației și modelelor migratorii de-a lungul a două milenii. O revelație importantă evidențiată de studiu subliniază un aflux substanțial de migranți slavi în timpul secolelor al VI-lea și al VII-lea, care a lăsat o amprentă genetică profundă și de durată asupra populației balcanice. Analiza cuprinzătoare nu numai că elucidează prelevanța moștenirii genetice slave, dar oferă și perspective asupra structurii genetice complicate și a migrațiilor istorice care au modelat diversele populații din Balcani, relatează știrile ProTV.ro.